Din cauza numărului mare de participanți, se intră în serii în sală. Am aici pe doamna Boroșu. Boroșnicu Cristiana. Doamna, spuneți-mi pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru găsirea unui loc de muncă. De cât timp sunteți șomeră? De vreo 3 ani. Ce domeniu căutați de lucru? Agent de pază sau ceva de muncă, să fie, să câștigăm un bănuț, da? La fel ca dumna ei, sunt toți cei prezenți aici în Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgu Jiu. Așteaptă să intre să vadă oferta angajatorilor gorjeni. Păi numai aici este înghesuială și la reduceri. Și odată intrați în sală, mulți dintre ei s-au ales doar cu o mare dezamăgire. Ați pus vreun CV? Da. Sunt speranțe? Nu prea, din câte mi se spusă. Ca șofer și muncitor necalificat. Și cum ți se pare oferta angajatorilor? Nu mi se pare foarte bune. Economist ar fi. Ai găsit ceva? Unde să depui? Nu. Eu sunt disponibilizat de minerit. Mă încadrez încă n-aia 2 ani de șomaj. Și mă căutați un loc de... Caut ceva mai înainte, că e bine să caut mai înainte de a mi se termina șomajul. Cele mai multe locuri de muncă puse la dispoziția șomerilor de către angajatorii gorjeni sunt în domeniul confecțiilor. Din cei 230 de angajatori pe care i-am contactat noi, și-au anunțat prezența 51 de angajatori, deocamdată fiind prezenți în sală 32 de angajatori. Câte locuri? Este un număr de 517 locuri de muncă. Cele mai multe solicitări au fost însă în domeniul construcțiilor. La standul de prezentare a locurilor de muncă în domeniul confecțiilor nu s-a înghesuit nimeni. 20 de posturi de confecționer îmbrăcăminte. Sunt interesați șomeri? Nimeni. Un singur necalificat. Dar ce condiții sunt pentru a putea fi angajați? Deci nici măcar nu ne-au întrebat. În jur de 10 posturi. De zidar? Zidar, da. Zidar pe muncitor necalificat, pe... În construcții? Numai în construcții. Sunt interesați șomeri? Sunt. Să știți că e foarte multă lume interesată. Acum trebuie să vedem și ce știu. În prezent, rata șomajului în Gorj este de circa 14.000 de șomeri.